Astăzi vreau să discutăm despre luni, despre ziua de luni și întrebarea mea pentru tine este de ce ne spunem că începem orice de luni și iată ne ajungem în ziua asta de luni, rotindu-ne în aceeași, în aceeași rotiță, cum facem să schimbăm perspectiva dintr-un cerc vicios într-un cerc virtuos? Bună dimineața, Narcisa! Bună întrebare pentru că practic, în mintea noastră este o fantezie. În momentul în care credem că o să, facem, o să schimbăm totul peste noapte, ne face mai mult rău decât bine. În primul rând, această fantezie perfecționistă, gata, de luni, dau militaria jos din pod, de luni, gata, nu se mai poate, fac aia, fac aia, sau cel mai, uh, cel mai drastic, intru la regim. În momentul în care creierul aude că intră la regim, nu-ți dă nicio șansă să reușești. Însă tindem să facem asta pentru că luni pare că este un nou început. Și de câte ori avem un nou început, parcă, parcă se întrevede acolo o fărâmă de rezultat, o fărâmă de speranță. Însă ce este foarte important să cunoaștem este că nu putem să devenim general de armată peste noapte. Însă generalului de armată fac greșeli, pentru că și ei sunt oameni. Și în momentul în care plecăm cu această fantezie perfecționistă la drum, mental, că nu vom greși că totul o să fie perfect. Iar de luni gata, nu se mai întâmplă nimic negativ, totul este perfect. Dorind să devenim disciplinați peste noapte, nu o să întâmple niciodată asta. De deci ce ajungem să luăm deciziile asta gata de luni? Hai să vedem cum funcționează creierul nostru. În timpul în care suntem în stare de veghe, adică nu dormim, 95% din timp suntem în stare subconștientă, unde funcționează acele programe pe pilot automat. Și doar 5% din timp suntem în stare conștientă. Și din această stare conștientă începem să luăm decizii de astea futuriste, nebune, gata, de luni, s-a terminat, nu mai există așa ceva. Dau militaria jos din pot, intru la dietă, intru la regim. Da? 5% din timp, uitând că 95% din timp, funcționăm pe acele programe subconștiente pe care noi le-am format prin propriile alegeri de zi cu zi. Iar dacă noi nu am fost disciplinați din punct de vedere alimentar, o viață întreagă sau ultima perioadă, ultimii ani și vrem ca de luni toate aceste lucruri să le ștergem cu buretele și să fim perfect, să nu greșim nimic, să fie totul aliniat, este o mare fantezie care vine și ne lovește. Pentru că nu avem timp, trăim o viață din ce în ce mai complexă, din ce în ce mai complicată, trăim în secolul viteze, avem din ce în ce mai puțin timp și noi vrem să introducem cu forța acolo și o dietă, și un regim, și un XYZ. Peste tot programul a complicat. Și în felul acesta ne luăm foarte tare luni dimineața pentru că nu o să avem timp. Sau dacă o să avem timp, o să facem o bucățică sau o să facem doar o zi, doar două zile, după care clacăm. Pentru că plecăm la drum cu o fantezie perfecționistă mental și, din păcate, plecăm la drum fără să știm de ce o facem. Pentru că 95% dintre oameni renunță în primele 21 de zile Narcisa la un, proces de la un program de transformare, indiferent că este el mental sau corporal, fizic, iar asta sunt cercetări din neuroștiință. Uh -huh. Așa că, Narcisa, fantezia de luni, dacă o, o transformăm într-o iubire de sine și spunem gata, de luni o să încerc să fac lucrurile mai bine. Uite, luni îmi pun un program, ca primul lucru pe care să-l fac să fie un antrenament de 5 minute dimineața. Să-mi dau așa un mic plus. Poate marți o să fac 7 minute. Poate marți o să mănânc chiar și o salată seara la cin o să am mult mai multe șanse să fac pași concreți în, către, o, către o viață sănătoasă. Pentru că altfel doar ne lovim în stima de sine pentru că ne arătăm că nu putem, ne reconfirmăm încă o dată că nu suntem suficienți de buni, adică acele programele cu I'm not enough cu care am plecat încă din copilărie. Deci, mai degrabă decât să încercăm de luni să fim perfecți, mai bine să facem pași mărunți înspre varianta pe care noi o vedem cu ochii minții? Așa este. De luni să începem să ne iubim cu adevărat. De luni să ne deschidem inima către noi și să redevenim o prioritate în viața noastră. De luni să redevenim actorul principal în filmul vieții noastre, Narcisa, pentru că, din păcate, viața asta atât de complicată, legătura asta zilnică după nimic, bucla asta în care ne învârtim tot timpul, zi de zi, săptămână după săptămână, lună după lună, an după an și numim asta viață, fără ca noi să fim prezenți în filmul vieții noastre, este eșecul suprem. Pentru că în multe zile nu suntem nici măcar figuranți în filmul vieții noastre. Și de luni putem să ne luăm un angajament că redevenim o prioritate în viața noastră. Cu inima deschisă și cu multă acceptare de sine a tot ceea ce s-a întâmplat, de luni începem să redevenim o prioritate în viața noastră și să facem lucrurile diferit. Adică să începem ziua cu noi, să ne acordăm 5 minute, 10 minute dimineața, după care poate seara să mâncăm ceva sănătos la ultima masă, pentru că este o masă, este cea mai importantă masă din zi, da? Ce se întâmplă cu ultima masă, dar o să discutăm într-un alt interviu despre asta. Să facem lucrurile pentru noi, să le facem lucrurile din iubire și cu inimă deschisă și cu multă acceptare. Narcis, îți mulțumesc cu o recunoștință pentru informațiile valoroase pe care le-am abordat astăzi. Dragilor, acesta a fost săptămânalul de Fabulous Way, Pași mărunți către o viață fabuloasă. Dacă vă simțiți inspirați sau credeți că informația abordată ar putea ajunge la cineva drag vouă, Vă invit să dați un like, să vă abonați la canalul nostru de YouTube ca să fiți la curent cu tot ce înseamnă Selvio Hacking, sănătate, corp, minte, suflet. Și dacă aveți recomandări, teme, întrebări pentru noi, vă așteptăm cu ele în comentarii.